În fiecare an, pe 30 ianuarie, sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. În această zi de sărbătoare, la sate se obișnuiește să se facă praznice de pomenire a morților, iar fetele se roagă și țin post pentru a avea o căsnicie fericită. Tradiția populară spune că cine va munci în această zi poate să orbească, iar totul îi va merge prost în casă. Se mai spune că aceasta este o sărbătoare a reconcilierii, rudele se împacă după lungi dispute, iar proiectele comune concepute în această zi vor aduce prosperitate. În schimb, nu se fac alte treburi casnice, nu se spală rufe, nu se mătură în gospodărie pentru a te feri de pericolul de înnod, de întâmplări violente și de infirmitate. Tot de sărbătoarea Sfinții Trei Ierarhi, nu e bine să împrumuți lucruri din casă pentru că se spune că vei atrage pagubă în căminul tău. Femeile care au fete de măritat merg la biserică pentru a se ruga ca acestea să găsească un soț bun. Pe de altă parte, credința populară spune că femeile care au făcut întreruperi de sarcină vor fi iertate dacă respectă cu sfințenie sărbătoarea și fac pomeniri. Există superstiții și legate de vreme. Dacă streșinile curg, primăvara va fi friguroasă, iar dacă e ger, vara va fi călduroasă.